Vă mulțumim că ați ales să petreceți cu noi această noapte de vis. Prezența dumneavoastră aici ne umple inimile de bucurie. Totodată, avem plăcerea să vă anunțăm prezența în mijlocul nostru a domnului viceprimar Raul Petrescu, care dorește să ne sprijine această acțiune unitară. În acest sens, dumneavoastră și-a arătat dorința să le spună câteva cuvinte. Invităm-o acum în scenă pe domnul viceprimar Raul Petrescu. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Primăria Ploiești a susținut acest eveniment. Eu, de asemenea, am fost alături de această asociație importantă din județul Prahova. Vreau să vă rostesc și eu câteva cuvinte în deschiderea acestui eveniment. Vă rog să-mi permiteți. În primul rând, mă bucur că am putut fi prezent în această seară la acest concert caritabil, alături de oameni care au realmente nevoie de noi. Unul din marii dramaturgi francezi, Honoré de Balzac, spunea că suferința este, desigur, cea mai puternică legătură dintre oameni. Pentru noi, legătura față de suferința unor oameni este tocmai acest eveniment caritabil din această seară. De multe ori, preocupați fiind de viața și de problemele cotidiene, uităm de semenii noștri și de dramele reale cu care societatea noastră se confruntă. Ne pierdem în tot felul de probleme fără rost și uităm să ne bucurăm de viață, dar nu trebuie să uităm să fim buni și să-i ajutăm pe semenii noștri atunci când avem posibilitatea și pe cei mai puțin norocoși ca noi. Sincer, mă bucură prezența dumneavoastră în această seară și cred că stă în puterea noastră să-i ajutăm pe acești tineri aflați în suferință și să dăm o șansă la o viață mai bună celor care au într-adevăr nevoie. A dărui este una din bucuriile pe care le facem celor trași nouă. Dar a dărui pentru o cauză nobilă aduce cu atât mai multă bucurie și o satisfacție intrinsecă desăvârșită. Numai dăruind, primim bucuria de care sufletul nostru are nevoie. În ajunul Sfântului Nicolae, eu doresc să vă urez sărbători fericite, multă sănătate, multă fericire și să dea Dumnezeu ca acești copii aflați în suferință, pentru care acest eveniment se datorează, să se poată însănătoși și să se bucure de o viață normală ca noi toți și de aici. O seară bună și vizionare plăcută vă doresc. Vă mulțumim, domnule viceprimar, și suntem onorați că vă avem astăzi pe noi. Vă mulțumim încă o dată. Este o seară minunată, care aduce cu ea farmecul Crăciunului și al copilăriei. Este o seară în care dorim să vă aducem armonia sărbătorilor de iarnă. Pentru noi toți, Crăciunul este o sărbătoare a bucuriei, cu fulgi de nea, clinche de clopoței și multă zăpadă. Programul concertului de caritate Noapte de Vis va fi prezentat de Claris Mistodinis și Silviu Popescu. Elevii Liceului de Artă Carmen Silva Ploiești, împreună cu elevii școlii Andrei Mureșanu și elevii școlii Sfânta Vineri Ploiești, vă oferă un spectacol minunat pentru a evoca valoarea spirituală a Crăciunului. De fiecare dată, Crăciunul are ceva magic, ceva ce ne îndeamnă la meditație. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, iar numele lui este Isus. Să ne bucurăm împreună cu această sfântă zi, invitând în scenă, pentru început, elevii școlii Andrei Mureșanu. Doria Bobela Vasilescu va deschide concertul Noapte de Vis, interpretând pentru dumneavoastră colinde de Crăciun, muzica și versuri Maria Bobela Vasilescu, colindul Amin, muzica și versuri Maria Bobela Vasilescu, ce va fi interpretat de Doria Maria Bobela Vasilescu și Alexandra Crișan. După care vom avea un moment poetic. Andrei Giurea, clasa a 5-a, școala Andrei Mureșanu, ne va recita poezia Când crivățul cu iarnă de Mihai Eminescu. Cultura
aripa, zăpadă norice. Îmi place atunci în scaun să stau, în drept de vatră, sau câinii sub garduri cum scheună și latră. Jăraticul să-l potol, să-l sfârm cu lunget clești, să cuget bazme mândre, poetice povești. Aceasta nu se cântă, seara aceasta se colindă. Sărbătoarea Crăciunului, sărbătoarea sufletelor noastre, ne cheamă în fiecare an acasă, alături de cei dragi, cu sufletele și inimile deschise, pentru a primi și a dărui căldură sufletească. În această seară, avem în mijlocul nostru și interpreți de muzică populară. Stoica Andrei Cătălin, clasa 7 de la Școala Sfânta Vineri, este în mijlocul nostru și ne va încânta cu două melodii foarte frumoase. Doar al naiba în tine dragoste de Ileana Seararoiu și Zărzărică Zărzărea de Benone Sinulescu. Grupul folcloric al Liceului de Artă Carmen Silva Ploiești, condus doamna profesoară Ispas Felicia, vor aduce în această seară pe scenă frumusețea muzicii folclorice tradiționale românești. Voi interpreta pentru dumneavoastră Flor de Mărul Merișor, Asta e seara de Crăciun, Haideți hai cu dubile, Asta e seara de ajun, Seara Crăciunului nostru, Colindă din Sălaj și Sculați, sculați, boieri mari.
Aha. Spate. Nu l-am văzut. Păi și asta pe spatele și ne uite spre spatele. Hai, nu știu, spatele și spatele sunt. Eu sunt pe spatele
Oh,
Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
Thank you.
Semnificația religioasă a Crăciunului este nașterea Mântuitorului, trimis pe pământ pentru a face cunoscută dragostea lui Dumnezeu. De aceea, în aceste zile suntem mai buni, mai veseli, mai darnici, mai umani. Cântecele celor mici și celor mari ne pătrund în inimi și aprind flacăra Crăciunului în fiecare dintre noi. În continuare, corul Euter al Liceului de Artă Carmen Silva Ploiești, condus de doamna dirijor Amalia Secrețianu, vor da viață câtorva colinde precum După datin colindăm, Legănelul lui Iisus, Steaua sus răsare, Colindul clopotelor, I'll be home for Christmas și Jingle Bell Rock.
dânsul intră. La dânsul intră și se închină.
își caută drumul prin străile de leac, când magii se pregătesc să ne aducă clipa cea de taină, este momentul care pentru o clipă, miracolul acela sfânt învăluie pământul. Unind un capăt cu celălalt, iar un suflet cu celălalt. Să ne deschidem inimile și să lăsăm muzica să ne înalțe. Orchestra mică a Liceului de Artă Carmen Silva Ploiești, sub bagheta domnului dirijor Mihai Naie, va interpreta următoarele piese. Henri Purcell, rondo, Johann Sebastian Bach, coral, Henri Purcell, trompet tune, Joseph Haydn, serenad, Edward Grieg, In the Hall of the Mountain King, Modest Mussorgsky, Gobach, de ale cui aceste clase, Colin Traițional din Ilfov și Douglas Wagner, Born, Born in the Bedlam.
Thank you.
indiscutabil, fiecare dintre noi, toți cei prezenți de aici, avem un aport la realizarea acestui concert umanitar. În primul rând vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru copiii minunați pe care ni-a dat și, într-adevăr, cu toți să facem lucrul acesta, pentru că avem copii minunați. Vreau să mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat și mai ales vreau să mulțumesc doamnei directoare Maria Bobelea Vasilescu de la Școala Andrei Mureșanu, care m-a sprijinit foarte mult să mulțumesc doamnei directoare de la Liceul de Artă Tereza Sandu, care are niște copii minunați, ca și doamna Maria Bobelea Vasilescu. Să mulțumesc domnului director de la Școala Sfânta Vineri și în felul acesta să-i mulțumesc doamnei profesoare Roxana Georgescu, care a prezentat cazul nostru mai înainte. Să le mulțumesc doamnelor profesoare de la Școala Sfânta Vineri, care au ales și au simțit împreună cu noi și au invitat copiii aici ca să ne sprijine și cu prezența și cu surpriza pe care o avem la ieșire. Să mulțumesc domnului Mihai Naie, dirijorul orchestrei. Să mulțumesc doamnei Amalia Secrețianu, care ne-a prezentat colinde minunate. Să mulțumesc doamnei Iosi Felicia, care pregătește copii minunați colindele acelea folclorice care ne-au încântat sufletul. Copiilor care au participat. Să mulțumesc doamnei directoare de aici, de la teatru, care ne-a ajutat într-un mod extraordinar. Să mulțumesc doamnei City Manager de la primărie, care este prezentă în mijlocul nostru și care a făcut posibil acest eveniment. Să mulțumesc doamnei Ionescu Fabioara de la Consiliul Județean, să mulțumesc domnului primar și domnului viceprimar care ne-a făcut onoarea să fie cu noi în această seară. Să mulțumesc personalului de aici, domnului regizor și colegilor dumnealui care ne-au ajutat și ne-au sprijinit în realizarea acestui program. Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc mamei mele, pe care îi iubesc mult. Vreau să le mulțumesc fiicelor mele, Anastasia și Iulia, care m-au sprijinit în orice proiect. Să mulțumesc soțului meu, care mereu mi-a fost aproape. Să mulțumesc voluntarilor mei, Maxim și Adidicu, care m-au ajutat foarte mult și fără ei n-aș fi putut să fac acest lucru. Să vă mulțumesc tuturor, dacă am uitat pe cineva, să vă mulțumesc prietenilor care întotdeauna ați fost alături de mine și m-ați ajutat să văd ceea ce este bine. Puțin să vă dau pe doamna directoare și mai am ceva de spus. Să vă spun înainte. Vreau să dedic acest concert de caritate unui mare om de cultură, cunoscut ca și personalitate în acest oraș, domnului Mircea Vasilescu, compozitor și pianist. Vreau să dedic acest concert dumnealui în această ocazie în care traversează o perioadă mai grea, dar să știe că îl iubim și că îi suntem aproape. Acum vreau să dau cuvântul doamnei directoare Maria Bobelea Vasilescu. S-au rostit niște nume pentru care au fost adresate mulțumiri. Și sunt convinsă că în numele tuturor celor prezenți în sală și în numele celor care, din diferite motive obiective, nu au putut onora invitația noastră, să-i mulțumesc doamnei psiholog Gabriela Marinescu pentru inițiativă, muncă, răbdare, dedicație și iubire față de oameni. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi și vă dorim toate cele bune, o seară cât mai liniștită. Vă mulțumesc!
aș vrea să mulțumesc, nu numai să mulțumesc, ci să dau și o floare celor pe care i-am amintit. Doamnei directoare Maria Gobela Vasilescu, avem la intrare trandafiri și aș vrea să-i aduceți. Vreau să dăm câte o floare acestor persoane care m-au ajutat și m-au sprijinit în acest proiect. Și până atunci, să spun, doamnei directoare Maria Bobelea Vasilescu, vreau să-i ofer un trandafir. Doamnei directoare Tereza Sandu, de la Liceul de Artă Carmen Silva. Și o invit aici pe scenă. Domnului Mihai Naie, la fel doresc să-i înmânez un trandafir, da? Doamnei Amalia Secrețianu și tuturor celor care au participat alături de noi. La sfârșit, după ce vom da aceste flori, să știți că invit, scuzați-mă, și doamna profesoară Roxana Georgescu, o invit pe scenă, vă rog! Domnul Naie, doamna Amalia, vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi, fiica mea Anastasia. Le mulțumesc, am uitat, iertați-mă, prezentatorilor noștri, vă mulțumesc, ați fost minunați. Deci, doamna Iosif? Iosif Felician? Iar acum, vreau să vă spun că nu fără rost am făcut acest concert. Vă prezint mai întâi două cazuri. Unii dintre dumneavoastră știți, iar alții poate nu știți. Am organizat acest concert umanitar pentru a strânge fonduri pentru doi copii. O fetiță de 6 ani, care a fost operată de tumoră pe creier, se numește Maria Mihai, este din București. Și un băiat de 21 de ani, care în urma unui accident a rămas paralizat. Dar, după recuperare asiduă, se văd rezultate ușoare, dar sigure. Și au nevoie de suportul nostru.